În perioada 30 septembrie 1 octombrie, cercetătorii din consorțiul Reconnect invită publicul larg să descopere lumea extraordinară a științei prin 10 de activități destinate minților curioase de toate vârstele în cadrul evenimentului Noaptea Cercetărilor Europeni 2022. Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, ca parte a Universității din București, va participa și în acest an la cel mai prestigios eveniment dedicat promovării științei la nivel european, Noaptea Cercetătorilor. Dacă anul trecut am plecat împreună cu elevii în căutarea energiei verzi de pe teritoriul geoparcului, în acest an avem două invitate, de la Facultatea de Geologie și Geofizică și de la Facultatea de Biologie a Universității din București, și împreună cu ele vom face o incursiune pe urmele vulcanilor dispăruți la Densuș, la Casa Vulcanilor, dar vom încerca să descoperim și comori ascunse în pădurea Slivuț. Pentru că prin intermediul lor și cu ajutorul lor promovăm două dintre temele importante pentru geoparc, terra și natura. Evident că activitățile noastre se adresează în principal tinerilor, elevilor, copiilor, de aceea nu le vom organiza pe parcursul nopții, ci în cursul zilei de 1 octombrie, începând cu ora 11 dimineața. Anul acesta, evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și prezintă activități dintre cele mai diverse în 19 locații din țară.